Scump, frați și surori, să știți că acest cuvânt îl am de la Domnul, pentru că nu găsesc altfel să vă spun. Tuturor celor a care sunteți copii lui Dumnezeu, întotdeauna mi-au fost dragi pocăiții. Dumneavoastră sunteți cei care sunteți iubiți de Dumnezeu mai mult decât vă iubesc eu. Dacă eu vă spun scump, vă dați seama cât de scump sunteți înaintea Domnului Iisus, a Tatălui Ceresc, și cât de cu drag lucrează Duhul Sfânt aducându-ne vești, însemnări de la Trinitatea existentă pe care noi de atâtea ori o invocăm. Mai întâi de toate aș vrea să vă spun că Dumnezeu, cum ziceam, ne iubește pe toți, dar nu suntem întotdeauna pregătiți să etalăm niște lucruri pe care am fi vrut noi să le spunem mai altfel. Eu, toate lucrurile despre care v-am pomenit a fost în inima mea și mă gândeam că odată ar trebui să notez câte ceva, dacă doresc să spui sau să scriu cuiva despre ele, dar probabil că atunci ar fi fost și ar fi de curs literar și poate ar fi zis ce frumos vorbește sora aceasta și cursiv și bine și nu greșește, dar să știți că eu sunt foarte bucuroasă de așa cum a ieșit. Am greșit, m-am intimidat că sunt o persoană timidă, dar Dumnezeu să fie slăvit, nu eu. Alegeți și sortați și puneți cuvânt după cuvânt, așa cum credeți voi că e de cuvință și că Dumnezeu vă vorbește. Deci, eu frecventând atât Biserica Baptistă cât și Biserica Pentecostală, vreau să vă spun că la un moment dat am cunoscut o soră care își dorea așa de mult ca familia fiicei ei să fie total mântuită, pentru că ea și soțul ei erau la credință, aveau și un băiat care era departe de Dumnezeu. Și eram colege de aceeași educație, să zic așa, aceleași slujbe le făceam în localități diferite, dar Dumnezeu ne-a legat printr-o lucrare așa de minunată. Chiar cuvântul lucrare, vă rog să mă iertați că de atâtea ori îl folosesc, dar nu găsesc altfel să spun despre ceea ce Dumnezeu mă transpunea când voia să-mi spune ceva, decât lucrarea lui Duhului Sfânt prin transmisie de la Dumnezeu, de la Tatăl și Fiul, prin Duhul Sfânt. De aceea vă spun că ne-am pretenit eu și colega mea, nu ne-am cunoscut în timp ce eram în activitate, după pensie ne-am cunoscut și la un moment dat ne chiar vizitam, sora venind la biserica noastră din localitatea în care eram eu, la Biserica Baptistă, ne-a legat mult, ne-am rugat mult pentru familiile noastre, dar la un moment dat ea a dispărut. Și întrebam, văzând că lipsește cam mult de la biserica noastră, întrebam ce se întâmplă cu ea, pe unde este, mă tot chema să-i fac vizită la localitatea în care ea trăia cu soțul ei, nu cea în care era și fiica ei. De atâtea ori am trecut pe lângă localitatea aceea, când la un moment dat am zis, Doamne, eu trebuie să îndeplinesc o dorință, pentru ce mă dorește sora aceasta? Și eu o doream să ne întâlnim, dar era ceva, o lucrare care se opunea. Și atunci Domnul mi-a trimis un neam de-a ei în biserică și mi-a spus, sora te cheamă să o vizitezi, dar să știi că e foarte bolnavă și foarte probabil Domnul vrea să o ducă acasă. În momentul acela am zis, Doamne, ce-am făcut? Iar n-am ascultat de glasul tău și nu am vizitat-o. Am făcut legătura imediat cu niște neamuri de-a ei care erau în biserica noastră baptistă. Și am zis, vă rog
să mă duceți la Lechința, de unde e la prietena mea și sora mea, că vreau să o vizitez. M-au dus chiar în seara aceea la Lechința, adică, de fapt, în ziua următoare, nu mai știu exact care era ziua următoare, dar am plecat, am vizitat-o. La un moment dat a scos afară din casă pe cei care erau în neamurile aproape și era supraaglomerată și am rămas împreună. Dânsa, într-adevăr, era așa de aproape de plecarea lui Dumnezeu, la Dumnezeu, încât eu m-am înfricoșat și am zis: Doamne, n-am mai trăit niciodată așa ceva, să stau cu o ființă care e așa de aproape de plecarea lui Dumnezeu. Dar începeam să o văd atât de frumoasă. Și atunci mi-a luat mâna de la cot și ne-am unit cu mâinile de la palmă și de la cot și ne-am rugat. Mi-a zis să mă rog și ne-am rugat împreună. Ea dorea ca fata ei să ajungă cu familia ei și băiatul ei să ajungă ca să-l cunoască pe Domnul, căci ea pleacă la Domnul. M-am emoționat, m-am înfricoșat și am spus așa. M-am gândit în mine. M-am gândit că am venit să o vizitez, dar eu nu am să mai vin în localitatea aceasta, pentru că prea mult mă afectează plecarea ei. Și eram așa de tristă, o tristețe amestecată cu frică, dar în același timp Dumnezeu făcea lucrarea aceasta. Care urma, când am plecat acasă spre localitatea în care eu trăiam, cu familia care m-a adus la ea, am ajuns în orașul nostru acasă, dar eu nu îmi mai găseam poșeta. Poșeta mea rămăsese acolo, pentru că am uitat să vă spun, sora m-a rugat, fă ceva, doresc ungerea. Și zice, la noi la biserică nu se face ungerea. Am zis, cum nu se face ungerea? Nu-i nimic. Am să vorbesc cu cineva care va face ungerea pentru tine, dar tot nu eram sigură că eu am să mă mai întorc înapoi, chiar următoarea zi. Pentru că seara v-am spus, când am plecat acasă, am plecat fără poșetă. Era poșeta cu actele mele, cu stampila unității, cu cheile de la unitate, care le avea și îngrijitoarea și nu era o problemă că se putea deschide a doua zi. Dar începeam să mă gândesc ce am de făcut. Dimineața, când la ora 8 a venit un frate, pentru mine scump, pentru alții poate controversat, era un fratele Gaetano, care slujea ca pastor la biserica de peste pod, cum îi spunem noi, numărul 2. Era de origine italian. Copiii ceilalți al lui erau veniți pe lume în diferite alte țări, ca Germania, Iugoslavia, nu mai știu prin câte părți mergeau, și pentru că nu știau nicio limbă, a venit adus de către fratele tatălui Lucian Oniga să vorbească cu mine, să iau 4 copii la unitatea mea, pentru că el vrea să învețe copiii lui ceva și să se dezvolte și ei într-o unitate de preșcolar. I-am spus, nu pot să vă dau copiii la alte colegi, dar am să-i primesc pe toți 4 la mine. Și așa am făcut. Așa tot anul a urmat. Copiii s-au dezvoltat, lucrarea Domnului a fost pe cât se putea la acel moment îndeplinită, dar ne întâlneam în fiecare dimineață și asta pentru mine era extraordinar. Îmi spunea lucruri minunate care le-a petrecut el din Italia, ce lucruri și păcate erau în jurul familiilor lor care erau rămase în Italia, de aceea au plecat în Germania, au ajuns și în România. Și stăteam în fiecare dimineață în rugăciune și într-o părtășie sfântă. Așa că l-am așteptat dimineața la ora 8, a venit cu copiii și am spus, frate,
vă rog, faceți ceva pentru mine și pentru o scumpă din biserica noastră, dar din altă localitate, adică din Biserica Baptistă, el fiind pastor pentecostal. Deci a fost o comuniune între noi, așa a pregătit Domnul tot timpul când a fost el acolo. Și a zis, am să vin la 12 după copii, îi duc acasă și plecăm să facem ungerea. M-am bucurat, oricum eu trebuia să mă întorc acolo la sora, pentru că Dumnezeu așa a îngăduit ca eu să-mi las și acte și ștampilă și tot acolo. Deci m-a obligat să mă întorc înapoi, că probabil după ce aveam eu în mintea mea, aș mai fi tergiversat o zi, două, trei, nu știu. Dar Domnul a zis, acum. Și am plecat cu soțul meu, ne-a dus cu mașina, că de-aia vă spuneam că îl admir, pentru că întotdeauna în lucrările în care m-a purtat, Domnul m-a însoțit, chiar dacă el nu era atât de preocupat de starea asta în care aflam eu și de multe ori nu-l interesează, zic așa, ca să ie și el să vină cu mine la adunare. Așa că am mers, l-am dus pe fratele Gaetano și i-a făcut ungerea. Dar atât o ungere de plăcută inimii mele, ea s-a întins să-și caute năframă, să caute, să... Nu, soră, așa cum ești, te ungem în numele Domnului Iisus. Atunci am participat și eu pentru prima dată la o ungere. În biserica aceea nu se făcea și nu știam cum se va decurge. Dar Domnul mi-a arătat, s-a făcut lucrarea și am stat și am mai discutat împreună. Avea așa o frumusețe sora noastră și spre seară am pornit spre casă plin de bucurie că lucrarea s-a putut realiza. Nu a mai trecut mult, nu știu, o zi, două, în orice caz, duminică ne aflam la înmormântarea sorii noastre, care și acum mă bucur că am cunoscut-o și am văzut lucruri cerute în biserici care nu se realizau. Dar când Domnul vroia ca acest lucru să se întâmple, m-a folosit și s-a întâmplat. Mai departe vreau să vă spun o altă parte a vieții mele, care am trăit-o tot prin mama. De exemplu, tot într-o seară când eu am venit de la biserică, nu am găsit-o în cameră, ea era la baie. Și a zis că nu poate să vină de acolo, am luat-o, am dus-o până în dormitor, dar ea a căzut. A căzut grav. Și nu a făcut altceva decât o împuseu de tensiune. Că înainte mai aveam o lucrare despre mama, dar era cu bazinul deplasat. Acum era o ridicare puternică de tensiune care a dezechilibrat-o puțin și, să zic așa, mental, dar a fost ceea ce a vrut Dumnezeu să realizeze chiar prin asta. Am dus-o la spital cu 112, am sunat la 112, am dus-o. M-am bucurat că e în mâna doctorilor și eram așa de istovită și am plecat repede acasă după ce ea a adormit. După ce a adormit, m-am dus acasă, m-am odihnit și eu și dimineața la prima oră m-am întors la spital. Acolo, intrând în salon, am intrat cu salut și am spus, cum ați dormit astă noapte? Nu vă spun ce replici am primit de la unele persoane. Doamnă, dar așa ceva, s-o lăsați în spital, ne-o chinuit toată noaptea. Altele care erau mai aproape de patul ei a zis, nu e adevărat, Doamnă, a făcut niște lucruri extraordinare. Și am zis, da, ce s-a întâmplat? Peste noapte s-a trezit și a avut puterea să umble prin salon. A umblat prin salon, ba chiar a căzut peste unele persoane. Salonul acela era de psiatrie,
Deci persoane care erau paralizate, neurologie, așa. Și ea a început să cânte cântări duhovnicești și să plimba prin salon și le cânta la fiecare. Deci nu putea să se odihnească nici cele care o acceptau, nici cele care nu o acceptau și ea pleca pe la fiecare și cânta. A fost nevoită să aducă doctorul de gardă, l-a adus și a liniștit-o și a început să discute cu ea. Și a zis, cine ești dumneata? Că aici, unde sunt eu? Doctorul a întrebat-o, chiar nu știi unde ești? Nu. Nu sunt la casa fetei mele și dumneata cine ești? Nu știi cine sunt eu. Zice, stai puțin să mă uit. Și s-a uitat prin salon și a văzut și doctorul în haină albă, toate surorile erau îmbrăcate, adică așternuturile erau albe și atunci a exclamat așa, o venit Domnul Iisus, de-aia sunteți îmbrăcați toți cu haine albe. Vă dați seama, a fost o parte din surori, că așa le spunea, care paciente care au acceptat cu bucurie ceea ce a făcut ea, că au simțit Duhul lui Dumnezeu, dar o parte erau foarte revoltate. Destul că dimineața doctorul mi-a spus, nu vă supărați, doamne, femeia asta și-a revenit, tensiunea e normală, dar vă duceți acasă, nu se face cu asemenea ceea ce face ea aici și o duceți acasă. M-am bucurat, am dus-o acasă și din nou mama mea am mai trăit. Nu știu exact, acum le cam amestec de câte ori a fost la doctor, de două ori, prima sau a doua oară, dar a durat. A durat că asta era mai înspre iarnă. M-am bucurat că totuși ea, la nivelul ei, Domnul așa a vrut ca lucrarea asta să se facă atât. Deci să intre și să cânte cântări duhovnicești pe la fiecare și să mai cadă pe unele pe altele. Și atunci i-am spus, dar ar trebui, mamă, să nu mai cânt, să cânt ziua. La care o parte de ele a zis, deci nici ziua să nu ne mai odihnit. Și noaptea ea tot să cânte? În sufletul meu am zâmbit și vedeam care este partea de lucrare dumnezească și partea care nu a fost acceptată. Am dus-o acasă și am mai trăit împreună lucruri minunate. Să știți că nu numai ea a fost vindecată la plecarea băiatului meu de acasă când m-a lăsat cu un gol în suflet pentru că eu nu vroiam să plece. A plecat în Anglia, a insistat să plece și totuși eu spuneam, ar fi vrut să rămână cu mine. Am făcut o greșeală la viața mea cu el pentru că a fost pentru mine atât de un copil de bun, de corect, de credincios, încât eu am făcut o idolatrie pentru el, că îl rog pe Domnul să mă ierte pentru aceasta și atunci mi l-a luat de acasă și l-a dus în Anglia. Lucru care greu am acceptat să-mi plece singur copil de acasă, aveam casa noastră, avea biserica aproape, el m-a de atâtea ori m-a îndemnat, mamă, să iei casa asta, pentru că nu-i, e un duplex și ca tu să nu te mândrești, e bine așa, ca să fie aproape de biserică la bătrânețe. Deci nu mai aveam, simțeam că acum nici nu mai am cu cine să vorbesc lucruri duhovnicești pentru că puteam vorbi cu el oricum, dar el trebuia să plece, pentru că existau prorocii și pentru el în care spune barca de salvare se apropie, tu trebuie să te urci și vei vedea și vei călători, ba vei face o lucrare pentru care vei fi semănător. La care el răspundea, cum să fiu eu, Doamne, semănător? Da, vei fi semănător, pentru că ceea ce vei face unde te duci, cuvântul tău va fi răspândit și vei vedea cu ochii tăi de credință cum oameni, cum anumite persoane se vor întoarce la mine. Deci era o lucrare care urma să trăiască, binecuvântată de Dumnezeu, care eu am acceptat-o cu greu. Totuși, într-o jumătate de an m-a chemat la nuntă, a găsit o fată foarte credincioasă
care mai întâi eu m-am împotrivit că îmi dorea să vin acasă, să-i fac eu nuntă. Dar, fraților, Domnul m-a dus la o nuntă binecuvântată, pentru că i-au făcut-o frații din biserică, pentru că fata era lucrătoare cu copiii și cu tineretul. El a intrat în această lucrare împreună cu ea și ei au fost atât de iubiți de către biserică că au făcut pentru ea, pentru ei aceasta. Fiecare a făcut câte ceva și eu m-am dus fără să fac nimic. Ba mai mult cununia civilă nici nu a fost, că am crezut că da, de nu o face și totuși va veni acasă. Când mi-a spus, mamă, nu ai fost alături de mine la cea mai importantă zi din viața mea, să știi că sâmbătă este masa pentru cununie, pentru cununia religioasă. Și atunci am strigat, vorbeam deci la telefon, și atunci am strigat, vin! Și Domnul a îndepărtat toate piedicile ca eu să ajung și m-am bucurat, dar așa cu reținere, pentru că încă nu credeam că el va trebui să rămână acolo și că vor veni acasă, dar au rămas în continuare și au lucrat, lucrează prin Iisus pentru toți, în biserica aceea în care Domnul i-a așezat. Dar să știm, fraților, nu noi alegem care este bună biserica, care este mai puțină bună. Domnul pe toți ne iubește, pe toți ne dă lucrări de făcut și așa că judecata va fi la urmă și răsplata de la El și nu de la noi. Așa că m-am întors acasă, mi-am continuat viața, dar eram așa de obosită, așa de stresată, eram așa de gânditoare la el și m-am îmbolnăvit. Adică arătam așa de slabă și de slăbită, chiar în biserică, vedeau surorile de cum arătam, nu arătam deloc cum eram cu câteva săptămâni înainte de a pleca el. Arătam slabă, arătam cu o paloare care nu era bună și mama mea mi-a spus, trebuie să mergi la doctor și eram depresivă și trebuie să te duci la doctor. Și zic, bine, mamă, mâine o să mă duc la doctor. După ce am venit de la biserica de joi, am zis, mâine mă duc la doctor. M-am odihnit și am zis, a doua zi de dimineață, mă scol și mă duc la doctor. Dar, în jurul orei 5, cum de obicei, Duhul Sfânt era trimis să mă cerceteze, am simțit un lucru deosebit. Întâi un vis sau o vedenie de noapte. Domnul știe, eu nu mai știu cât a fost viața mea cu el în vise, în vedenie sau reale. Domnul știe și să aleagă, a ales pentru mine care lucru care poate să le spună și la alții prin ceea ce a hotărât pentru mine. Și visul care mi l-a dat la ora aceea a fost că m-am hotărât să mă duc la doctor și am ajuns la un cabinet de doctor, la doctor, și era plixit de lume. De-abia am mai intrat eu și m-am pus cu spatele la ușă că nu mai încăpea al doilea om. Dar atâta lume era acolo bolnavă și în capătul celălalt de ușă era un doctor foarte mare, mare în statură și a dat cu ochii de mine, s-a uitat la mine și a luat o bucată de hârtie de pe biroul lui, a împăturit-o și a întins o mână peste toți oamenii aceia, a întins o mână spre ușă și mi-a dat biletul. În momentul acela eu am știut că este o hârtie albă,
că sunt într-o lucrare specială a lui Dumnezeu, că doctorul acela de imensitatea care prezenta ființa lui față de un om natural și normal, e ceva de la Dumnezeu. Am luat biletul, l-am pus în buzunar și mă căutam în geantă să găsesc niște bani să-i dau la doctor. Căutându-mă în geantă, eu aveam numai bani de un leu, puțini și, deci, mici. Nu erau niște valori care să am eu acolo în acea geantă. În momentul când eu mă năcăjeam să găsesc bani să plătesc, mi-a apărut buzunarul doctorului, dar numai buzunarul, nu și el aproape de mine, care era imens. Și atunci m-a apucat rușinea și am zis, Doamne, păi eu la buzunarul mare, cu micile mele găs de hârtie, bani mici, ce răsplată pot să dau eu pentru ceea ce am primit, sănătatea mea? Și așa m-am trezit, dar și am plecat, rușinată, că nu aveam cu ce plăti, am plecat, iar când m-am trezit, încă nu am aprins lumina și pe întuneric, i-am spus la mama, mamă, am fost vindecată, pentru că punea mâna pe mine, pe fața mea, care până atunci era tare moale, tare fără viață, și m-am dus în fața oglinzii, am văzut că eram cea care eram înainte, mai colorată la față, deci Domnul m-a fost vindecat instantaneu. Astea sunt cuvintele fratelui pastor care când am mărturisit lucrarea mea de vindecare, a zis, sor, am văzut lucrul acesta, starea în care erai după când te-ai îmbolnăvit, când a plecat băiatul, dar am văzut că ai, într-adevăr ai avut o vindecare instantanee. Deci Domnul Iisus lucrează când într-un fel, când în altul. Dar noi trebuie să băgăm bine de seamă, pentru că El ne vorbește. A vorbit întotdeauna, a vorbit cât a fost pe pământ, a vorbit de când a plecat în ceruri, prin Duhul Sfânt. Toată lumea invocăm Duhul Sfânt, dar nu înțelegem întotdeauna care este adevărata lucrare a Duhului Sfânt și ce însemnează aceasta pentru noi, pentru fiecare. Pentru că a primi numai așa, am primit Duhul Sfânt și nu există nicio roadă, Domnul se întristează și prin cuvântul lui din 1 Corinteni spune chiar că 1 Corinteni capitolul 12, versetul 28. În biserică. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi cei care au darul minunilor, apoi cei care au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Deci, fraților, luând cu atenție mare aceste cuvinte, de multe ori le-am citit și am înțeles că există așa ceva în biserici, dar nu am crezut că noi, într-adevăr, trebuie să fim străpuși de aceasta. Există în cuvânt, dar noi trebuie să ne dăm silința, să avem de toate din aceste daruri, ca bisericile noastre să fie hrănite, bisericile noastre să fie după voia lui Dumnezeu, ca ele să lucreze după cum ne dictează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, te rog în numele Domnului Iisus, lucrează Tu mai departe în fiecare biserică din România, din lumea întreagă, pentru că sunt frați și surori care au deosebite lucrări
prezentate cu ocazia vindecărilor în direct sau vindecărilor mari care se fac prin Alfa și Omega. Eu tot amintesc de lucrul acesta, pentru că eu aici am învățat foarte multe. Am învățat foarte multe și dau slavă Domnului, pentru că pentru mine Alfa și Omega, știți ce este, Doamne? Frați și surori, un ospăț necurmat. Acolo găsesc explicații biblice, acolo găsesc învățături care mă revigorează, care îmi descopere lucrarea lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt femeie, vreau ca aceste lucrări să fie îndeplinite în toate bisericile din România. Înfruntați-vă din ceea ce se prezintă acolo, nu neglijați, pentru că este așa de minunat să vezi lucrări minunate făcute cu tineri, cu bătrâni, cu toată suflarea care există pe pământul acesta, misionarismul care este în toată lumea și cum trebuie să ne implicăm fiecare dintre noi. Noi bătrânii, dacă avem Alfa și Omega, deci dacă avem televizoare, dacă avem calculatoare, de ce să nu le folosim în bine? Era o vreme când era învățătura, televizoarele scoase afară din casă. Noi avem acasă 3 televizoare și 2 calculatoare și parcă nu-i destul ca să meargă emisiunile, cântările, învățăturile de aud și vecinii ce este în casă la noi și chiar spun că de multe ori prea tare dăm unele emisiuni. Domnul va lucra la inima și la mintea lor și la noi, la toți, și doresc ca să lucreze Domnul în vindecări, în eliberări, în toate lucrurile care se întâmplă și în America de Sus și care sunt de multe ori vorbite de rău. Și chiar fratele Țon, care a fost și s-a documentat în lucrări din astea, le-a găsit excelente, pentru că trebuie să avem lucrările astea, să le facem cu toții. Doresc ca în încheierea celor care v-am spus în zilele acestea câte am petrecut la băiatul meu în Anglia, nu m-am gândit că voi face o asemenea lucrare și trebuia cumva să mă ordinez gândurile, să le scriu, eventual să le citesc. Dar știți ce m-am gândit? Dacă eu făceam această lucrare de scriere și numai de citire, probabil s-ar fi zis cineva, dar ce frumos vorbește sora aceasta, dar ce bine le spune. Nu eu am vorbit, ci Domnul prin ceea ce mi-a dat. Chiar dacă am greșit, chiar dacă nu am fost coerent între anumite lucruri, chiar dacă m-am emoționat, chiar dacă m-am oprit, chiar tot ce am făcut care este omenesc, eu dau slavă Domnului nostru, Dumnezeului Iisus Hristos și lucrării Duhului Sfânt, care trebuie să o ținem cu toți pumnii, pentru că trebuie să o facem. Suntem în vremurile de pe urmă, când cel rău atâtea lucrări face și lumea este atât de învrăjbită. Și încă ceva, fraților, mă doare sufletul că în multe biserici nu se aduce la cunoștință să facem rugăciuni pentru Israel, pentru Ierusalim. Domnul ne promite chiar că vom fi binecuvântați cei ce vom binecuvânta Ierusalimul. Trebuie să facem tot ce scrie în Biblie, să citim cu atenție. Și nu știu ce trebuie să mai vă spun, dar ascultați și urmăriți Alfa și Omega, Iisus pentru toți, pentru că Dumnezeu va alege de aici ceva, că nu degeaba Domnul încearcă în feluri de chipuri să ne vorbească. Și sunt biserici vorbite de bine, altele vorbite de rău, altele mai puțin evlavioase, nu știu cum să explic, să se simtă lucrarea Duhului Sfânt, altele mai puțin. Dar Domnul va lucra pentru noi, pentru fiecare, pentru că ne apropiem de
de venirea Domnului și trebuie, Dumnezeu ne va cere, ce ai lucrat pentru mine, ce dar ai avut. Domnul să fie cu noi, cu toți. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și rămân încredințată că ne vom vedea, dacă nu aici, în bisericile acestea de pe pământ, ne vom vedea în cer. Slavă Domnului Iisus, Duhului Sfânt și Tatălui Ceresc. Amin. Fiecare poveste pe care o auzim ne modelează mai mult sau mai puțin modul în care percepem viața și lucrurile care ne înconjoară. Începând de vineri, 7 decembrie, de la ora 20, în cadrul emisiunii Povestea Mea, vom asculta povești adevărate, povești de viață, povești care merită spuse.